Salut! Ai două variante. Prima variantă ar fi că dacă ai un program de facturare, îl conectezi cu eMAG prin API. A doua variantă e că dacă nu ai acel program, deschizi ticket la eMAG, le zici să-ți activeze factura automată și atunci când vei finaliza o comandă pe eMAG, automat se va genera și o factură.